Salut tuturor, Mascou, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să mergem să distrugem casa lui fratele meu mai mic cu GTA 5. Apăsați acum pe butonul de like să strângem 2-3 mii de like-uri în momentul de față pe like. Sper că sunteți bine, eu sunt bine, tocmai ce mă aflu aici la autohausul meu cu mașini noi. Da, ați auzit bine, am aici 4 mașini noi. Această mașină este o mașină de la un client care mi-a spus să-i modific puțin culoarea și așa mai departe. Plus aici în stânga avem 3 mașini pe care vreau să le vând, bro, numai decât avem aici un BMW M4 GT3, bro. Uitați-vă și voi cât de tare poate să arate, este o mașină de curse. Oh, și cu acele lumini în față, bro. Sunt galbene, nu? Ok, arată super tare. Plus mai am aici un BMW de curse și aici avem un Audi, mai că trebuie să o modific puțin culoarea și așa mai departe. Uite să vă arăt cum arată. Eu e din 2014 și eu zic că arată mișto, bro. Bun, haideți să trecem această mașină RS7. Clientul mi-a spus să o fac în culoarea verde. O să vedem ce verde o să-i punem. Bun, ceva de genul arată, numai că spoilerul e ridicat. Nu știu de ce e ridicat, dar trebuie să nu fie ridicat, nu? Bun, haideți să trecem acum la culoare, să vedem ce culoare îi punem, bro, la acest RS7 din 2020, da. Are 3000 și ceva de cai putere, este un Audi foarte puternic, am înțeles. O să ne cumpărăm și noi un Audi de genul, poate la un moment dat. Bun, haideți să vedem ce verde îi punem. Un verde din ăsta mai deschis, a spus, nu știu dacă avem noi o culoare de genul. Haideți să căutăm frumușel. 9, hai că am găsit un verde din ăsta mai... Wow, cum arată. În interior mi-a spus să-l fac în alb. Da, o să facem în culoarea alb, pam. Și cam ceva de genul arată. Haideți să vedem cum arată în interior, bro. Chiar sunt curios, haideți să ne urcăm. Wow, și prin interior cu acest alb plus. Un galben am mai pus, nu? Da, mă, hai că arată mișto, îmi place cum arată. O parcăm aici frumușel ca să vină să și o ia, bro. Oricum, îl costă undeva la 50.000 de dolari, dar îl costă foarte mulți bani, bro. Deoarece culoarea asta pe care am pus-o e foarte scumpă. Am ceva de genul ăsta, mai puțin mai spate și cam asta e, bro. Bun, acum o să mergem puțin la autohausul din Los Santos, la cel Rolls Royce, deoarece acolo avem de luat niște mașini. O să mergem să luăm niște mașini de acolo și după o să mergem către fratele meu, bro. M-am gândit, nu știu cum o să-i distrug eu astăzi casa, m-am gândit să-i pun la vânzare, dacă nu, o să o distrug, bro, ori cu benzină, ori o să o distrug complet, o să trag cu RPG în acea casă, nu știu ce o să fac. Mamă, dar o să fie o nebunie, dar m-am gândit, nu știu, să mă schimb, bro, de haine, adică să nu mă vadă cine îi va distruge casa, o să fie o idee bună, cred. Bun, haideți să mergem cu ce mașină? O să mergem cu acest BMW, bro. Numai că nu e modificat cum trebuie, după cum puteți observa, mai trebuie modificat, uite, îi lipsește un spoiler în spate, ei... Haideți să o modificăm puțin. Nu, nu putem merge așa. Oh, ceva de genul arată. Spoiler nu pot să-i pun din cauza că nu am de unde să-l agăț acolo în spate. Așa că o să rămân așa, bro. Eu cred că arată super tare, mai ales în interior. E bombă, bro. Bun, haideți să mergem frumușel. Clientul la acel Audi RS7 mi-a spus că vine mâine să-și o ia. Acum vedem dacă va veni. Dacă nu, ne-o păstrăm nouă, nu? Bun, haideți să mergem aici cu full speed către autohouse și... Oh, come on, bro. Bă, ce viteză avem. Oh, hai, masico. 100 și ceva, 140, 200 avem la ură. What the hell? Mamă, cât de rapid e mașina asta, îmi place la nebunie. Oricum se conduce foarte bine, după cum puteți observa. Și dacă vă întrebați, Amasico, când vei avea acel date cu acea fată de care ne-ai spus acum ceva timp? Săptămâna viitoare o să am acel date cu acea fată. Am invitat-o la un restaurant, bro, să mâncăm acolo ceva frumosel. Vreau să am și o prietenă în Los Santos. Hai mă, că am ajuns aici la prietenul nostru, unde lucrează la acest autohouse aici, Rolls Royce Cars Los Santos. Haideți să vedem ce face pe acolo. Nu știu dacă mai lucrează. Dă-mă, parcăm frumușel mașina aici, ne dăm jos și... Haideți să vedem ce mașini am mai adus, chiar sunt curios. Oh, bună ziua, mă! Salut, salut! Salut, mă, ce faci? Ce să fac, m-am venit și eu pe la tine să văd ce mai faci, ce mașini mai ai pe aici. Dar văd că te-ai tuns, nu? Sau parcă aveai păr, nu? Da, m-am tuns, păr, e prea cald și nu mai pot să stau cu părul ăla, era nașpa de tot. A, te cred, mă, pe căldura asta e foarte cald. Bun, haideți să vedem ce mașini mai ai tu pe aici. Chiar sunt curios. Ce Ferrari e ăsta? Chiar arată chiar mișto Ferrari-ul ăsta. Ce e ăsta? Ok, aici avem un BMW, bro. O, avem aici un... Ce ăsta? Un Audi, bro. Oh my god, cât de tare arată ăsta. Bro, n-am văzut în viața mea. Asta e o mașină de curse, dacă nu mă înșel, mă. Da, e o mașină de curse. Ok, mașină de curse. Super tare, mă. Bro, ce roți are mașina asta. Oh my god, ok. Chiar tare, îmi plac scaunele și cum arată mașina asta. Plus mai avem aici un Audi RS6, mă, nu? Yes, Audi RS6. Arată și ăsta foarte mișuc cu negru. Hai să vedem în interior cum arată. L-aș cumpăra pe ăsta vreo, dar numai că nu prea mai am bani acum.
Mhm, ești fain, mama are și steluțe pe sus. Wow! No way, chiar mișto ăsta. Ce-i spune, mă? Ce mașină ne interesează? Ce-i spunem acum? Mai ai alte mașini sau ce mașini mai ai pe aici? Deocamdată nu mai avem nicio mașină. Nu mai aveți nicio mașină, ok. Doriți o cafea? Doriți un ceai, ceva? Sau ceai, cafea? Am băut cafea, un ceai dacă vrei, poți să-mi dai. Hai să stăm la masă atunci, hai vino. La masă? Unde la masă? Ok. Haide-mă că stau, uite aici, perfect. Să vrea să mă servească cu cafea, mă. Chiar tare, promoșel, stau aici. Deci am vrut să te întreb, mă, tu de unde ești? Ești din Los Santos de aici sau de unde ești? Eu sunt din Africa. Ești din Africa, super tare, mă. De unde mai exact din Africa? Sunt din Wahihun King, exact lângă capitală, pe acolo. Pe lângă capitală, super tare. Și cum ai ajuns aici? Nu prea mai aveam bani mulți și am zis să vin aici în Los Santos să lucrezi. Mă, aveai probleme cu bani, am înțeles, ok. Dar la mine n-ai vrut să lucreze, te-ai dus la alt autohoz. Rușine să-ți fie. Taci, mă, că vreau să lucrez și la tine, dar mai târziu, dar vreau să strâng și eu niște bani, tu oricum nu mă plătești mult. Te plătesc, mă, deci dacă o să vii la mine să lucrezi, te plătesc. Hai că nu-mi fac mișto acum, chiar te plătesc, sincer îți spun. Bine, o să mă mai gândesc dacă o să vin la tine, da? Ok, chiar tare. Nu se mai gândește dacă vrea să lucreze la mine. Ar fi chiar tare să lucreze tipul ăsta la mine. Chiar îmi place de el. Și cum te numești? Că nu mi-ai spus cum te numești. Colai mă numesc. Colai? Super, îmi place numele tău. Ce am vrut să te întreb, ai auzit de evenimentul de la aeroport? Ce eveniment, mă? N-am auzit nimic, spune-mi. Acolo e un eveniment cu mașini. Fac duel între mașini, care e mai puternică. Vrei să mergem acolo? Da, chiar aș vrea să merg acolo. What, bro? Este un eveniment la aeroport, spune că. Chiar îți curios. Hai să mergem acolo dacă vrei. Mergi tu cu mine sau... Da, mergi eu cu tine. Bun, bro, hai că merge și tipul ăsta. Este un eveniment aici pe aeroport, nu știu mai exact unde. Ok, mergem cu mașina ta sau cu mașina mea? Tu ce spui? Hai să mergem cu BMW-ul ăsta de aici. Cu BMW-ul ăsta? Wow, ok. Poți să-l conduc eu? Da, poți să conduci tu, nicio problemă, hai urcă. Bun, bro, oh my god, deci avem voie să conducem acest BMW, bro, ești nebun. Cât de tare, hai mă urcă și tu. Yo. Bun, perfect, s-a urcat și el în spate acolo, nu-l mai văd. Bun, acum o să mergem către aeroport, deoarece a spus că acolo se află un eveniment, ceva, nu știu ce se află acolo. O să vedem acum, bun. Bun, o luăm aici cu viteză. Mamă, dar mașina asta nu merge. Cine știe ce? Na, uite că am luat și persoana aia înainte, pe zebră. Man, sper că e ok, nu? Dacă ne-a văzut poliția, a merlit-o, bro. Ok, bun, mergem acum către aeroport numai decât. Îs curios să văd ce se întâmplă acolo, bro. Chiar îs curios. Numai că trebuia să mergem și noi cu o mașină mai puternică, cu un Lamborghini, cred că ar fi fost mult mai bine, nu? Ok, am ajuns la aeroport, bro. Chiar îți curios să văd de ce eveniment spunea tipul ăsta. What the hell, mamă, câte mașini avem aici. Ok, de ăsta sau... Du-te mai în față, mă, mai în față. Mai în față, pe unde mai în față? Pe unde, bro, hă? Mamă, de ce drifturi fac aici pe aeroport și la o parte. Mamă, sper să nu vină vreun avion pe ei, să ne ia înainte. Ok, văd că văd ceva aici în față. Ok, și? Ce e asta? What the hell? Oh, mamă, ce mașini avem aici. Ok, ce... Ups. Ce încearcă să facă ăștia aici? Ok, haideți să ne dăm jos, mă. Ce fac ăștia aici? Salut, să trăiți. Arma jos, dăm arma jos să nu ne vadă. Să trăiți. Hai, mă, tu ce faci acolo, mașină? Ok. Păi ăștia văd că vor să vadă care mașină e mai puternică, care trage mai bine. Ok, chiar tare, chiar îs curios. Dar noi cu ce o să încercăm, mă? Ce mașini avem aici? Probabil avem mașini puternice, mai ales X5-ul ăsta. Mai că nu cred că avem nicio șansă. Sau... Hai mă, dați startul să văd care mașină e mai puternică. Chiar îs curios. Ha? A dat startul, numai că... Hai să vedem cine câștigă. Bro, acel X5 câștigă, bro, uitați-vă și vă. No way, nicio șansă nu are acest Ferrari sau ce-o fie. Bro, uitați-vă și voi cum îl poate trage, nu. Nicio șansă, bro. Uitați-vă și voi. Ce vorbești, bro, că îl duce direct, nu. Nu, are prea mare motorul acest X5. Și după cum puteți observa, a câștigat, bro, adică câștigă. Bun, haideți să încercăm acum cu acest BMW plus acel Lamborghini, bro. Uitați-vă și voi. Ce se întâmplă acolo în față? Alo?
Bro, uitați-vă și voi pe tipul ăsta, încă la mai cară. Nici o șansă nu ai cel Ferrari. Uitați-vă și voi ce poate să facă, bro. Ce mai vrei să faci, mă, că nu mai ai nicio șansă. Ce poate să fac acel X5? Vreți că le iei înainte pe Molai? Molai, că Molai, îl cheamă Colai. Ești bine, bro? Da, mă, sunt bine, sunt bine. Mă bucur. Ar trebui să mai dai și tu din greutate. Bun, hai, încercăm cu BMW-ul ăsta, da? Tu te urci în Lamborghini show? Sau? Cum facem? Nu, mă urc eu în Lamborghini, tu te urci în acest BMW aici. Bine, atunci, bun, o să fiu un BMW. Ok, sunteți pregătiți în 3, 2, 1 și... Ok, ne urcăm în mașină și... Hai, pum, ok, ne-am urcat și... Nu pot să cred. Oh my god, bro, ce se întâmplă? Oh my god, bro, nu pot să cred, bro, că e mai puternic sau ce se întâmplă, bro? Nu cred așa ceva, uitați-vă și... Na! Bro, îl ia pe Lamborghini. Dă-te, mă, jos, am zis cu ce se întâmplă. Mamă, mă fac de rușine, bro, pe aici. Dacă îl ia, nu, n-ai nicio șansă. Nicio șansă nu ai. Nicio șansă, îți spun în momentul de față că nu ai nicio șansă, mă. What? Bro, na! Cum facem acum? Cum facem? Nu ai nicio șansă, mă. Pom și... Ok, am dat full speed și... Te-am luat, mă, te-am luat și te-am bagat direct în auto, vino. Vezi ce-ți fac eu ție? Că deja mă enervai, bro, ce mă enerva tipul ăsta. Credeam că mă ia. Acum nu mai ai nicio șansă, dar e cam greu oricum. Am crezut că mă ia acolo la început, ați văzut, nu? A fost nașpa rău de tot, oh my god. Ok, nu mai ai nicio șansă. Colai, credeai că mă iei, a? Ha, ha. Ia-o, mă, la el. Credea că mă ia. Merge frumosel și îl ducem în apă acum, bro. Îi facem un prank. Ok. Hai să vedem dacă reușim, mă. Cu Lamborghini-ul ăsta din 2023. Hai să vedem dacă reușim să-l ducem în apă. Și puțin mai greu, dar cred că reușim. Ce? Pam! Hai, măsicu. Și dă-l acum de gard. Dă-l de gard. Și... Mamă, cum i-am distrus acel... BMW, haideți să mai încercăm, numai că nu se distruge acel gard, bro. Oh my god. Haideți să explodăm acel avion de mașină, bro. Chiar ești curios. Și facem aici un mic drift și... Și... cam greu, mă, cam greu. Hai, ultima șansă ta. Și... Gata, mă. Rip. Te-am lăsat, mă. Nicio șansă. Bro, ia să vedem. Facem o liniuță. Mamă, ce rapid a luat-o. Nu cred așa ceva, bro. Nu cred. Ha, ha, ha. Te-am luat, mă. Ce mai luat, mă, că nu mai luat. Trip. Cât de tare. Oricum, o să facem și niște liniuți, bro, aici pe aeroport. Și haideți să intrăm în el. Pum. Nicio șansă nu ai, mă. Nicio șansă. Uitați-vă și voi cum i-am făcut mașina. Ok, oricum noi am câștigat, bro. Noi am câștigat nicio șansă. Cum trebuie să mergem numai decât către fratele meu, bro. Dan, trebuie să mergem numai decât deoarece se noptează și nu vrem asta. Bun, deci avem în plan să îi dăm foc la casa lui, să o distrugem complet. Chiar scuze, să vedem dacă putem. Bun, hai să sărim pe rampă, să vedem dacă putem sări pe rampa asta. Și, hai că am luat-o, bum! Mamă, cum am dus! Oh my god, pot să intru în first person, bro? Aia, cât am zburat, bro. Hai să ne dăm jos și... Na, nu cred așa ceva. Bun, acum o să mergem către fratele meu numai decât. O să-i dăm foc la casă, bro. O să-i o distrugem complet. Ca să doarmă pe stradă. Lasă că o să vadă el ce o să-i fac. Deoarece mi-a distrus auto-house-ul, bro. Mergea atât de bine, vindeam atâtea mașini și așa mai departe. Și el a venit și mi-a distrus complet tot auto-house-ul. Oricum, acum l-am modificat în alt stil. Și via design house einfach zerstören, diga. Alles zerstören, so, mega mol. Mulți mă întreabă, Masico, pe ce limbă tu vorbești în videoclipuri? Că nu înțeleg absolut nimic. Vorbesc în limba germană, yes. O luăm aici stânga, nu? Frumos. Cel mai întâi mai trebuie să ne... trebuie să mergem să ne îmbrăcăm, bro. Trebuie să ne luăm niște haine, niște... O mască ca să nu ne vadă că suntem noi. Trebuie să ne îmbrăcăm complet. Haideți să intrăm aici la hainuțe să vedem ce ne cumpărăm, bro. Oricum, ne îmbrăcăm în alt stil. Nu trebuie să afle că suntem noi. Trebuie să ne luăm o mască numai decât. Trebuie să vedem ce mască ne luăm. Yo, uite, masca asta, a? E ok? Da, trebuie să schimbăm și șapca din spate, bro. Bun, și pantalonii numai decât, bro. Ne luăm alți pantaloni. Hai să vedem ce pantaloni găsim pe aici. Yo, uite, ăștia, mă. Ceva de genul ăsta, îi punem pe ăștia. Yo, Adidas, ce Adidas? Îi luăm pe ăștia albi-negru, bro. Hai că arată mișto, îi luăm pe ăștia. Îi luăm pe ăsta, hai mă că arată mișto sau...
Haideți să ne mai uităm așa împrejur să vedem ce găsim. Sper ceva, ceva așa de hoț, bro, adică să vadă că suntem un hoț, adică care sparge case și așa mai departe. Haideți să vedem. Ceva de Moș Crăciun, nu? Arătăm nașpa rău, bro, cu Moș Crăciun. Încă nu a venit, dar trebuie să vină la un moment dat. Câte luni mai sunt? 3 luni, cred, nu? Hai mă, că uite, ăsta arată mișto, mă. Wow, cum am îmbrăcat, adică dacă vreau să mă îmbrac așa, nu mă îmbrăcam. Lol, hai mă, că arată mișto. Plus șapca, mă, șapca, da. Bun, ceva de genul are, bro, să salvez outfit-ul ăsta, deoarece îmi place cum l-a făcut. Chiar îmi place. În rest, avem totul cu noi, nu? Benzină, da, mă, benzină trebuie să avem. Uite aici. Avem și molotov de genul, ro? Îi dăm una în cap, pam. Ok, haideți să mergem acum către casa lui numai decât. Sper să nu fie acasă, bro, a? Oare se află acasă în momentul de față? Chiar nu știu dacă se află acasă, bro, a? Sau mai bine îl sunăm să-i spunem, să-i spunem să vină puțin pe la noi. Da, bro, așa o să facem, o să-l sunăm puțin. O, îl sunăm acum. Alo, da, da, fratele meu? Bună, mă, ce faci? Ce să fac? Uite, fac puțină curățenie în casă. A, faci curățenie? A, perfect, mă. A, oricum, nu cred că ai mai făcut de foarte mult timp curățenie. Ce am vrut să te întreb? Uite, poți veni până la mine, deoarece m-am gândit să mergem la un restaurant să mâncăm ceva. Ce spui? Da, da, vin imediat. Mamă, e bine că m-ai sunat, că aveam o foame. Nu ai idee ce foame aveam. Bun, atunci, hai că eu te aștept acasă, da? În cât timp vii? În maxim 20 de minute, 10 minute sunt la tine. Bun. Perfect, da, perfect, bun, hai, eu te aștept aici totul cum trebuie, am pregătit mașina până ce vei tu și da, ha, ciao, ciao. Bine, papa. Oh my god, e bine, bro. E bine, bro, planul merge cum trebuie, bro. E bine că l-am chemat la mine acum, deci el ajunge la mine în casă, nu o să mai fie nimeni, adică nu o să sune la poliție sau ceva și noi avem timp să-i distrugem casa, bro, în timpul ăsta, nu? Bun, perfect. Bro, aici văd că sunt foarte multe persoane care dorm pe stradă, bro. Ai, 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 și noi am dormit odată, adică de mai multe ori am dormit aici. Oh, bună ziua, bună ziua, ăsta doarme aici, bro. E și căldură, mamă, cum miroase aici pe stânga. Și autoritățile nu fac absolut nimic, bro. Statul ăsta nu face absolut nimic. Nu știu, poate o să mergem să candidăm noi la prezidențiale și poate o să devenim președinte. Ar fi chiar tare, nu? Ia? Oricum o să încercăm să vedem, da. Și se întâmplă, zău, ok, bun, hai să mergem acum către casa lui fratele meu, numai decât, bro, de-abia aștept să o distrug. Bun, deci avem molotov, avem minigun, avem RPG, avem benzină, avem totul cu noi, nu? O să vedem ce o să-i facem, chiar sunt curios. Ai, 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 uite, bă, cât de tare arată motocicleta asta. Trebuie să-mi cumpăr și eu o motocicletă, bro, nu? Mhm, m-am gândit să-mi cumpăr și eu, nu știu, poate în zilele care urmează o să-mi cumpăr o motocicletă numai decât. Uite, aici pe dreapta se află cazinoul, văd. Da, mă, nu am fost niciodată de casino. Uite-l, mă, ăsta trebuia să-mi dai prioritate, tu știi, nu? Mane, și apcai în boc, mi-adiga. Ok, hai că ajungem aproape de casa lui. Trebuie să avem mare grijă să nu ne vadă ce avem în plan sau să ne recunoască, bro. Oricum, de schimbat ne-am schimbat. Frumușel. Bro, nu-i cumva... What? Uite-l, uite-l, îl vedeți, nu? Uite-l că se duce către mine, oh my god. Bro, nu crede așa ceva? Se duce... Na. Haideți să-l urmărim puțin să vedem ce face. Oh my god. Bro, a plecat către noi, văd. Aha, asta e bine. E bine că știm că nu se află nimeni în casă. De data asta, perfect. Aha, se duce frumușel. Mamă, dar uitați-vă și voi cât de încet conduce acum. Nu mai conduce cum conducea odată. Și trebuie să avem mare grijă să nu ne vadă sau să recunoască că îl urmărește cineva. Totul cum trebuie. Ok, văd că se duce. Ok, de plecat văd că a plecat. Așa că noi ne întoarcem acum ca să distrugem toată casa. Uh-huh. Perfect, mă. Asta o să facem. Oh. Na. Ok. Îl lăsăm să plece. Bun. Așa că suntem singuri acum, bro. Putem să-i distrugem casa complet. Lasă că o să vezi tu ce o să pățești tu acum. Bun, oricum el locuiește pe aici pe undeva, bro. Uite aici pe stânga locuiește. Uite-l, nu o să mai locuiești în casa asta niciodată. Bun, o să parcăm mașina mai la îndepărtare, așa, bro, să nu explodeze și ea. Ne dăm frumușel așa, masca avem cu noi, totul bine. Bun, mai întâi și mai întâi o să dăm cu niște sticky bomburi. Uite, avem aici niște sticky bomburi și o să punem așa, una în față, una în spate. Sper să nu se afle nimeni în casă. Ia să vedem, nu e nimeni în casă, la toaletă nu e nimeni. Uite, punem și una în toaletă aici. Pam, o bombă, perfect. Punem și una în pat aici. Punem și una pe televizor. Punem și una acolo la bucătărie. Una aici, pam. Și haideți să dăm acum cu puțină benzină. Stai, uite, avem aici.
Hai, Masico, începe, da? Pom, puțin în casă. Oh my god, bro, deja mi-e frică ce se va întâmpla pe aici. Deci puțin aici. În baie. Ceva de genul ăsta. Soc. Hai să ne ducem afară, bro. Să ne ducem afară. Și ok, o luăm pe aici frumușel. Țac. Pom. Ca să ardă totul, bro. O să ardă totul. Oh my god, acolo în față se află cineva. Pș. Na. Jos, jos, Masico jos. Bro, sper să nu ne vadă nimeni. Hă? Dacă sună cineva la poliția Merlito, voi știți asta? Da. Acum, bă, că se uită tipa aia, bro. Se uită în casă. Sper să nu observe ceea ce avem noi în plan acum. Să o dăm așa frumos. Bro, se află un câine pe aici pe undeva. Na! Trebuie să ne ascundem, trebuie să ne ascundem. Jos, Masico, jos. Ha! Mamă, de ce se plimbă câinele ăsta exact acum prin apropiere cu tipul ăsta? Uite-te, mă, și tu. Câinele ăsta, bă, că miroase ceva. Acolo e câinele ăla, bă. Bro, miroase a benzină, cred. Da, miroase a benzină, 100%. Și aici mai avem pe cineva. Oh my god. Ok, e bine că a plecat, bro. E bine că a plecat, perfect. Bun, haideți să mai punem puțin pe ei. Țac. Puțin mai încolo, așa. Și după îi dăm foc, bro. Ok, îi dăm foc acum, nu? Sunteți pregătiți în 3, 2, 1. Pam, dăm foc. Ok, văd că am speriat oamenii, am merlit-o. Ok, văd că ia foc, bro. Ok, am luat molotovul cu mine. Bro, aici avea și o piscină, văd cât de tare. Intră în casă focul. Oh my god, nu pot să cred. Na, arde casa, uitați-vă și voi. Ok, dăm una. What the hell, that's crazy, yes, that's crazy, bro. Dăm una în casă. Pam, oh my god, arde casa. Oh my god. Oh my god. Mai dăm un RPG ca să distrugem tot. Pam! Okay, vin pompierii. Noi trebuie să plecăm numai decât. Dacă vin pompierii, noi trebuie să plecăm numai decât. Ai, 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 Merlito. Vin pompierii, plecăm numai decât. Oricum, înăuntru e distrusă complet, bro. O plecăm acum. Bro, vine poliția. Vin pompierii. Voi auziți asta? Na! Uite! Și poliția, oh my god! Na! Nu cred așa ceva, uitați-vă și voi. Ok, intră în casă acolo. Intră în casă. Nu cred așa ceva, bro, trebuie să plecăm numai decât. Oh my god, ce am putut să fac, bro? Oh my god, bro, i-am distrus casa complet. Să mergem puțin să ne ascundem acum și după să mergem să vedem cum ce-a mai rămas din casa aia, bro. Chiar sunt curios, hai că ne-a ieșit planul. Și sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi, bro. Sper că v-a plăcut el. Acum oricum va dormi pe stradă sau nu știu unde va dormi. Și da, noi ne vedem data viitoare cu videoclipul noi pe acest canal în Los Santos, bro. Yes, noi suntem șefilor în Los Santos, bro. Facem legea, noi facem legea în Los Santos. Așa că, na, ne vedem data viitoare. Ciao, ciao.